Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod. Astăzi facem un episod de review la un scaun de gaming de birou cu morfi cu pânză albastră. Sper să vă placă, l-am găsit pe EMAG, costă vreo 137 lei. Așa l-am găsit eu, nu știu că poate l-a scumpit. Cine știe, să trecem la treabă. Pa! Vizionați cu atenție acest video și sper să vă placă. Ajunge suma la de 100 de abonați. Să trecem la treabă. Acesta este scaunul meu de gaming. Este de gaming, dar de obicei astea nu se ridic, deci pot sta ceva de genul ăsta așa. Aici în spate are fier așa. Are în partea asta așa și aici are gadravele unde să stea prins dacă mă întrebați, da, filmez cu GoPro. După cum vedeți aici sunt cadrele de unde stă scaunul să nu cadă această care după cum vedeți e cu stăți că puteți să vedeți aici e cu sudură, vedeți? Cu sudură și pus că are de-astea așa și nu poți să le ridici, dar vi recomand. Am văzut că cineva a zis sau da, poți că scaunul de piele gaming ce-o fi nu de piele, așa transpiră fundulețul și fundul și apoi na, ce să faci? Aici, după cum vedeți, partea aici este este cu albastru, este piele, deci nu poți să o tragi și să o admirăm mai aproape. Acest scaun are rotile, are niște rotile ca la toate scaunele și are 5 și de-astea și o bară așa și niște rotile pe care să meargă scaunul, după cum puteți vedea. Aici avem să dăm scaunul mai sus, l-am dat mai sus după cum ați văzut. Se dă automat singur, deci da. Și eu îl păr al birou, dar numai că nu e... De ce nu mi-a luat scaun de gaming? Pentru că nu încape în cameră, că v-ați văzut. Distanța asta cu aia, nu faci. Și ăsta e mai mic și, da. Și pot să puteți... puteți să-i admirați aici jos. Să vi-l las și voi, dar da. Acestea sunt aceste tății când stai pe scaun. Sunt manevrele de manevrele. Stai așa și pui mâna așa și când te joci, de exemplu, nu știu, când o să facem un review la un mouse de gaming, când în sfârșit că v-am arătat mouse-ul meu. Uitați. Deci dacă mi-aduce și mouse-ul, gata, sunt gamer. Știi care a fost primul lucru care a fost gamer? A fost mouse. Mouse-ul, nu, tastatura. Și este bună. Deci să trecem înapoi. Aici aveți pe ce să puneți mâinile și aici are ca să fie prins de scaun, cum vedeți, are partea asta, după că puteți vedea, are o parte așa, un cer, ca o oglindă și da, deci după cum puteți vedea, pot să vă arăt cam GoPro pe cap, uitați, și dacă nu știați oameni, eu, ce vreau să vă spun,
E că da, chiar filmez cu GoPro-ul. Uitați, GoPro. Vedeți? Da. Gata, filmează. Și da, să-l pun pe cap și revin. Gata, l-am pus înapoi. Gata, l-am pus înapoi. Și... Tafanul. Să că un pic. Și da, și ce să este scaunul, puteți vedea cum este partea neagră așa și puteți admira această pânză. Și eu fiecare zi îmi pun aici dacă nu și dacă vă întrebați, am un GoPro pe cap și mai am încă un GoPro de colecție. Ăsta e GoPro-ul meu de colecție cu care filmez. Nu înseamnă cu un GoPro, dar e chiar un GoPro. Și ce mai vreau să vă întreb? Da și nu. Acum filmez cu un alt GoPro, nu filmez cu acesta, că ăsta trebuie să pun aici pe masă. Asta aici cu minte. Și da. Și aici îmi pun emojurile și stau foarte bine, deci puteți să vi luați și voi acest scaun pentru că stai foarte bine, confortabil, nu pici după aer, bine, dacă ești îmbrăcat, nu pici, nici eu nu pic, stai foarte bine, poți și dormi, poți să și dormi. De exemplu, eu vreau să mă dorm acum. Mă trezesc peste o oră, da? Pa! A trecut o oră. E foarte somn. Puteți vedea. Fără. Ceva de genul. Și da. Pentru că atât a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă lăsați cu să vă abonați. Eu am fost Matei și sigur ne tare. Pa!